Hello și bine ați revenit pe canalul The Outsiders, alături de mine, Alexander. Astăzi doresc să vă propun un machiaj de Valentine's Day. Romance, chocolate, champagne. Voi începe prin a-mi aplica primerul Optical Illusion de la Urban Decay. Și odată ce am terminat să aplic primerul, evident, foundation. Următorul pas este concealerul și conturul. Am terminat să pun concealer și să mă conturez. Acum voi fixa totul cu pudra Beauty Amplifier de la Sephora. Iar pentru a-mi accentua conturul, voi folosi această nuanță din paleta Make Up For Ever în colaborare cu Jessie J. Ok, here comes the fun part. Voi folosi eyeshadow-uri din paleta Kat Von D Saint & Sinner și voi începe cu nuanța Stigmata, acest roșu carmin, acest roșu carmin. E roșu carmin, nu? Roșu carmin. Am terminat cu roșul carmin, hopefully, și voi continua cu nuanța Exorcism. Am terminat și cu violetul, acum voi aplica puțin primer de ochi. Pe mijlocul ploapei, deoarece urmează să intervin cu o nuanță de eyeshadow deschisă la culoare, cu sclipici, doresc să se prindă bine. Această nuanță este Heaven. Am terminat cu eyeshadow-ul, acum voi aplica genele. Ok, we've got one. Fingers crossed for the second one. Ok, we've got the lashes on. Asta este pentru people out there care insinuează că nu știu să pun gene. Ei bine. Ah. Ah. Ah.
Și acum trecem la rimel. Voi folosi Troublemaker de la Urban Decay. După cum vine observați, am învățat și să mă dau cu rimel. Am terminat cu zona ochilor. Rămâne să aplicăm rujul și iluminatorul. Ruj voi folosi această nuanță din colecția Lip Stains de la Sephora. Este numărul 10. 01. Este numărul 01. Tot ce ne rămâne de făcut este highlighterul. Îl voi folosi pe cel din paleta Make Up For Ever, Jessie J. Și spray-ul de fixare. Mulțumesc că ați urmărit acest video, sper că v-am inspirat cu un look pentru Valentine's Day. Tot ce rămâne să vă spun este Happy Valentine's Day!